Vara este anotimpul preferat al multor oameni, însă odată cu el vin și fel de fel de griji. Printre acestea se numără și grija la înțepăturile de insecte. Mai precis, trebuie să fim foarte precauți când ieșim în natură, deoarece insectele sunt foarte agitate în această perioadă și ne putem alege cu înțepături nu prea plăcute. În ultima lună, de altfel, la urgențe au ajuns 10 de botoșeneni după ce au fost înțepați de insecte, printre care se numără viespile și căpușile. În ultima lună, de altfel, la urgențe au ajuns zeci de botoșeneni după ce au fost înțepați de insecte. Zilele trecute, o femeie a ajuns la urgențe după ce a fost atacată de un roi de viespi. Originară din Flămânzi, aceasta a vrut să dărâme o anexă a locuinței, când la un moment dat a deranjat un cuib de viespi fără să-și dea seama. Insectele au tăbărât pe aceasta, însă a reușit să se ascundă și să sune la 112. Cadrele medicale de pe ambulanță i-au acordat îngrijiri medicale la fața locului, însă a fost transportată la spital pentru supraveghere. În cursul lunii iulie, un număr de 21 de persoane s-au prezentat în unitate de primiri urgențe cu plăgi înțepate de căpușe, iar 7 persoane s-au prezentat cu reacții alergice la înțepături de albine. De altfel, și copiii au avut de suferit de pe urma acestor înțepături. Nici copiii nu au scăpat de reacții alergice post-înțepătură de albine sau alte insecte, astfel încât în această lună un număr de 31 de copii s-au prezentat sau au fost aduși în unitatea de primiri urgențe pediatrie cu reacții locale post-înțepătură albine și alte insecte, în mod special căpușe. Pacienții prezentau plăgi mușcate de căpușă, din care 4 copii cu retenție de insectă, care prezentau reacții alergice locale, inflamatorii, s-a extras corpul străin și s-a administrat tratamentul profilactic de specialitate. Pentru a evita să fim înțepați de viespi sau de căpușe, trebuie să urmăm sfaturile medicilor, care sunt extrem de importante. Persoanele care călătoresc în zone cu risc pot să reducă expunerea la mușcătura de căpușă sau alte insecte, aplicând câteva măsuri preventive. Să poarte echipament în culori deschise pentru a putea observa căpușele în mod special. Îmbrăcămintea să acopere mâinile și picioarele, pantalonii trebuie introduși în ciorap și mânecele de la cămașă nesuflecate. De asemenea, pot să utilizeze anumite substanțe repelente pentru pielea expusă, iar persoanele care au călătorit în zone endemice și care prezintă o simptomatologie specifică în urma înțepăturii, respectiv a mușcăturii de căpușe, trebuie să consulte medicul de familie sau medicul infecționist sau să se prezinte în unitatea de primiri urgențe. În timp ce albinele își lasă acul în urmă și mor, viespile nu fac asta, deși acestea îl pot lăsa în piele în cazul în care sunt lovite în timpul înțepăturii. Este important să înlăturăm rapid acul, astfel încât veninul să nu continue să fie eliberat.